bună ziua! Bine ați venit în bucătăria lui Lucian, un diavol odișa. Astăzi vă voi prezenta rețeta pentru coaste de porc la cuptor, cu cartofi cu cimbru tot la cuptor, o salată coleslaw cu maioneză și să ne apucăm de treabă. Deci vom folosi coaste de porc. Rețeta este pentru 4-5 persoane, aproximativ 2 kg. Pe care le vom pune în cratiță. Le aranjăm frumos. Împreună cu aceste coaste de porc vom pune la fiert legume, o ceapă de mărime medie, întreagă, țelină, tot bucăți, 2-3 bucăți, 2-3 bucăți de morcov, tăiat, nu rondele, ci bucățele întregi, 2-3 bucăți de pastrnac. Vom pune una, două bucăți foi de dafi. O linguriță de piper negru, boabe. Continuăm cu restul coastelor. Nu v-am spus, aceste coaste mai întâi vor fi fierte în bere. Bere blondă, normală, folosim la pet. Bun, acum vom da drumul la cuptor. Îl vom pregăti pentru cartofi. Cartofii vor fi tăiați felii, au fost deja curățați, felii de 1 cm, pe care îi vom pune într-o tavă în care am pus o foaie de copt. Haideți să-i tăiem. După ce o să-i punem în tavă, o să presărăm sare, piper, ulei de măsline, cimbru. După care o să întoarcem și pe partea cealaltă și procedăm la fel. Cartofii vor fi băgați la cuptor la o temperatură de 180-190 de grade, timp de 20-25 de minute, după care îi vom scoate, îi vom întoarce în tavă și îi băgăm din nou la cuptor pentru 10-15 minute. Ei trebuie să fie, la final, puțin crocanți. Aproximativ 1 kg, 1,5 kg de cartofi curățați. Acum vom presăra ulei de măsline. După care piper negru, măcinat. Praf de usturoi. Cea mai bună invenție din ultima perioadă. Puțină sare. Așa. Și cimbru. În momentul ăsta, după cum v-am spus mai devreme, vom întoarce fiecare felie de cartofi și vom repeta procedeul descris mai devreme. Ei oricum se vor strânge, acum sunt puțin înghesuiți, dar asta nu e niciun fel de problemă. Repetăm procedeul. Ulei de măsline. Piper negru. Acum o să pun un piper negru în amestec cu usturoi. Așa l-am cumpărat din comerț. Da? Și la fel o să presărăm cimbru. Finalul va fi puțină sare pusă peste.
Bun, după cum am spus, cuptorul trebuie preîncălzit la 180-190 de grade. Vom introduce tava cu cartofi, poziția din mijloc, căldură jos, căldură sus, timp de 25 de minute. Bun, în acest timp, până când cartofii încep să se rumenească, vom face salata coleslaw. Aceasta este făcută din varză tocată, morcov dat pe răzătoare și o maioneză. Maioneza am pregătit aici un gălbenuș de ou fiert, un gălbenuș de ou crud, la care adăugăm o linguriță de muștar. Puțină zeamă de lămâie, pe care o facem pe loc. Praf de sare. Și ulei. Poate nu sunteți obișnuiți să faceți maioneză în felul acesta, dar vă arăt că se face foarte ușor și foarte repede. Luăm blenderul pe viteză mare. Pe măsură ce blenduim, mai putem pune ulei. Fac puțin mai multă maioneză, deoarece vreau să păstrez să amestec și cu puțin usturoi și puțină smântână, ca un sos separat pentru coastă. În momentul ăsta nu facem decât să o înmulțim. Mai punem puțin zeamă de lămâie. Asta deoarece ea s-a întărit deja și o mai alifiem puțin. În momentul ăsta maioneza este gata. Luăm un bol, luăm o lingură de lemn și amestecăm. Amestecăm varza cu morcov, sare, piper negru măcinat. Mai avem nevoie de puțină zeamă de lămâie, pe care o facem imediat. Trebuie să fie și puțin acrișoară. Iar acum vom pune maioneza făcută mai devreme. Aceasta este salata noastră. Acum vom face sosul de maioneză cu usturoi și puțină smântână. Luăm un cățel mare de usturoi pe care îl zdrobim, îl pisăm, îl adăugăm în maioneză și vom adăuga 2-3 lingurițe de smântână. Smântâna ar fi bine să aibă concentrație de grăsime cât mai mare ca să fie alifioasă. Mai departe o să vă arăt cum se face sosul pentru a unge coastele când le vom băga la grătar. O să facem două tipuri de sos. Odată un sos dulce pe bază de muștar cu boabe, miere de albine, sare, piper. Și al doilea sos va fi pe bază de soia, sos Worcester, teriyaki, puțin sos barbecue. Să ne apucăm! Luăm două boluri și începem. O linguriță de muștar nemțesc cu boabe de piper. O linguriță de miere de albine. O linguriță de zahăr brun. La câte ingrediente am trebuie foarte multe lingurițe, observați. O linguriță și un pic de zahăr brun. Bun. Acesta este primul
fel de sos cu care vom unge o parte din coastele noastre pe care, când le vom băga la cuptor. Acum, vom lua o linguriță de miere de albine, fiindcă tot avem lingurița murdară de miere, la care vom adăuga sos de soia, aproximativ 3 linguri, sos Worcester, câteva picături, nu mai mult, că este foarte aromat. Și la fel vom pune sos teriyaki și acesta e destul de consistent, tot, să spunem, o linguriță, cel mult. În momentul ăsta amestecăm bine. Peste acest sos gata făcut, vom pune puțină lămâie. Să fie și puțin acrișor, numai sărat. Și vom adăuga un sos barbecue. Trei lingurițe aproximativ. Amestecăm. Și acesta este cel de-al doilea sos cu care vom unge celelalte coaste când le vom băga la cuptor. După cum v-am spus, 25 de minute au trecut pentru cartofi. Să vedem cum arată. Arată foarte bine. În acest moment îi vom întoarce bucată cu bucată ca să se rămânească și pe cealaltă parte. După cum arată, cred că maxim 10 minute ar mai trebui să stea. Putem să le dăm ventilație, să-i rumenim puțin mai mult, după care să îi scoatem. Acum cartofii noștri sunt gata, hai să-i scoatem, să vedem cum arată. Ia uitați ce bunătate avem aici. Îi vom pune în castron. Aceasta este garnitura noastră. Acum așteptăm să se fiarbă coastele și să continuăm rețeta. Coastele noastre sunt aproape gata. Oprim focul la aragaz. Au fiert aproximativ 2 ore, 2 ore și un pic. Trebuie scoase, puse în tavă și băgate la cuptor. Asta vom face în minutele următoare. Cuptorul este preîncălzit la 200 de grade cu ventilație. În acest moment le vom unge. Deci vom face 2-3 cu sosul cu muștar. Așa, iar acum vom face cu sosul, cu sosul de soia, barbecue, miere de albine, sosul pregătit anterior. După care le vom băga timp de 10-12 minute la cuptor, le vom scoate, le vom întoarce, le vom unge din nou cu aceste sosuri, mai lăsăm 10 minute și le vom pregăti pentru o masă fabuloasă. Haideți să le băgăm la cuptor. Acum vom scoate coastele. Uitați ce minunății avem aici. Le vom întoarce. Vom unge și pe această parte. Și le vom băga din nou la cuptor pentru încă 10 minute. După care, poftă bună! Sos din abundență, nu are ce să strice. Le băgăm la cuptor pentru încă 10 minute. Acum să vedem finalul. Au trecut cele 10 minute.
Sunteți curioși? Ia uitați ce avem aici. Aceasta a fost rețeta noastră de astăzi. Nu uitați să ne dați like pe Mama Bunului, pe Facebook, să ne dați subscribe pe canalul de YouTube Mama Bunului. Vă mulțumim, vă promitem că vom reveni cu cât mai multe rețete. Poftă bună și la bună vedere!